stabilitate pot să am și câtă stare de bine și comoditate pot să am pe un percurs, într-un parcurs de evoluție în care lucrurile se schimbă. Deci asta este mare inteligență și înțelepciune. Vreau să fiu comod și sufletul zice așa, dar zice, adaptează comoditatea ta la necesitatea schimbării. Dacă tu te schimbi, poți să te schimbi cu ritmul adecvat ție, păstrează-ți comoditatea necesară și este ok. Dar dacă comoditatea ta te împiedică să evoluezi cu ritmul necesar evoluției tale, atunci alegi. Te blochezi aici și mai vedem altă dată, sau reușești să-ți adaptezi comoditatea și atunci îți mai reduci din comoditate. Că adevărata comoditate este a adormi. Putem să fim relaxați în schimbare. Asta este un alt punct. Să mă relaxez într-o schimbare, nu să mă relaxez în staticitate și în siguranță. Siguranța zilei de mâine este bună la supraviețuire, dar supraviețuirea este doar o parte care se referă la corpul nostru și la mintea neinițiată. Mintea inițiată trece dincolo de strict de supraviețuire pentru că devine un șaman și înțelege că nu trebuie să totdeauna să lupt, să dau din coate și din picioare și să lupt, că, să mă apăr, că ori mor tu, ori mor eu. Există strategii de ieșire fără să crezi daune. Deci, măsor capacitatea de adaptare, că aici era pe punctul ăla, mai fost explicate asta data trecută, cum sunt nivelurile, la capacitatea de adaptare, ceea ce mi se cere este disponibilitatea în a mă schimba cu viteza cu care sunt capabil să mă schimb și atunci îmi păstrez nivelul de comoditate adaptat schimbării. Deci ce e mai important este schimbarea, nu comoditatea. Când comoditatea înclină în balanță mai mult decât schimbarea, se va produce un blocaj, staticitate. Aia va duce la criză, ori ieși, ori mori. Ori te ridici, ori mori. Astea sunt extremele, da? Există o moarte într-un conflict. Deci un conflict te duce la o moarte, o moarte a ceea ce ești tu. Devenim corpuri care nu mai înțeleg, pentru că ne blocăm conștiința, ne blocăm senzațiile, pentru că nu pot să depășesc unda aceea de criză și avem nevoie să o depășim. Nu există altă soluție, doar amânăm. Deci aici punctez încă, orice situație de criză în care am un nu în față, înseamnă o amânare. Întrebarea e dacă merită amânarea. E ca la bancă, ci că poți să nu plătești un an creditul. Ce schimbă? Poți să schimbe dacă zic că între timp acumulez resurse și va fi mai bine după aia și nu voi suferi atâta. Ba, voi suferi între timp. De ce? Pentru că starea de amânare este o stază. Și starea aia de amânare, de stază, se produce un blocaj. În speranța că se va debloca situația. Nu, necesită luptă. Deci, iubire, 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 floricele, floricele, dar realitatea este o luptă. Sufletul ne ajută să luptăm și înțelegem iubirea undeva pe stradă în timp ce luptăm sau la capătul luptei. Dar nu putem să evităm lupta. Că așa de mult îl iubesc pe gardianul ăsta că vreau să-i dau o îmbrățișare și el îți dă o palmă. Și zice, luptă, luptă, altfel mori. Eu lupt și zice, hai și mai tare, și mai mult. Și la un moment dat, zice, ajunge. Liniștește-te, poate atunci noi avem chef să luptăm cu toate puterile. Zice, liniștește-te, a trecut proba. Proba a fost asta, a trebuit să lupți. Acum ai dat energia necesară și ai depășit. Nu mai ai nevoie acum să lupți, odihnește-te. Așa lucrează sufletul. Și acum o să trecem încet la etapa următoare. Deci, unde este structurată etapa asta? Păi de la conversația cu sufletul, ce e mai bine pentru mine, și încep să înțeleg, și trece în zona unde mă duci. Vreau experiență. Sufletul, da? Bine. Și ține cont sufletul de rezistența, de capacitățile noastre. Nu ne dă mai mult decât putem suporta. De aia,
să nu ne facem probleme, că nu ne bagă într-o situație din care nu putem să ieșim. Nu. Câteodată noi nu înțelegem ce se întâmplă în lume. Sunt oameni care își iau viața, oameni care trec prin accidente și noi zicem, e un faliment. Nu e un faliment, este o probă karmică. Data viitoare va fi mai puternic. Și zicem, da, că dacă sufletul lucrează așa cu mine, în sufletul universal vorbește cu căprioara și zice, aleargă că te prinde lupul. Și vorbește cu lupul, aleargă mai repede că pierzi căprioara. Ăsta e sufletul universal. E bun sau rău? Ce înseamnă? Nu e nici bun, nici rău, e experiență. Ăsta este Dumnezeu. Așa întreține natura. Dar noi am văzut numai o parte, o variantă și zicem că Dumnezeu e bun. Nu, Dumnezeu este drept. Adică este cu toți și totul funcționează. Bun, și deci când mă organizez cu sufletul și încep experiențele astea, noutățile, ziua și noaptea și încep călătoriile, astea trebuie să le scriu în jurnal de călătorie, că încep să devin un călător pe pământ, un călător al lumilor, deci se rup gardurile, se rup zidurile, se rup limitele, alea care ne-au ținut în moarte, ca e moartea. Moartea e să nu mai poți. Viața e să poți iarăși. Pentru că și în viață există moment de moarte, e sinuzoidal și iarăși este viața. Dar nu e nevoie să ne pierdem materia, corpul sau corpul subtil, să ne-l pierdem pentru că o să urmeze altul. Fă tot ce poți acum, doar prezentul contează. Bun, atât ajunge. Acum, în timp ce sunt în aventură cu sufletul și calibrez, sufletul calibrează, eu dau disponibilitate și încep să devin înțelept. Sufletul începe să-mi spună ce facem din momentul în care am devenit înțelept și din momentul în care am început să înțeleg cum se calibrează viața mea. Câteodată pot mai mult, câteodată mai puțin. Câteodată văd mai departe, văd dincolo de aparențe. Știu să am o strategie. Da? Ok. Să nu accept imediat prăjitura care îți se pune în față. Pentru că câteodată nu-mi face bine. Și atunci văd dincolo, mai încolo puțin. Faza următoare, după ce sunt în relație cu sufletul și este aventura vieții, am nevoie să devin mai rezistent, să mă întăresc. Sufletul îmi cere chestia asta, zice, asta este nivelul tău, până aici poți face. Vrei mai departe? Pentru că călătoria e lungă, e ca urcare pe Everest. Până la cota 2000, cam urcă toți. Apoi urcăm până la cota 4000, deja poate fi mai greu. Depășim cota 4000, e nevoie de adaptare. Depășesc cota 6000, acolo deja am nevoie să fiu mai rezistent. Da, dar vârful e la 8848. Deci, ce înseamnă să mă închei traseul pe Terra? Înseamnă să cuceresc Everestul. Dar nu Everestul fizic, ci Everestul dinamic al vieții. Și atunci, ce rezistență îmi trebuie mie și capacitate de adaptare să ajung sus pe Everestul vieții? Cum ajung pe Everestul vieții? În funcție de planul individual și de destinul fiecăruia. Dar dacă înțelegem aceste lucruri, înseamnă că avem un destin măreț. Că nu suntem nimeni în drum. Adică Universul ne cere ceva dacă ne dă o înțelegere așa de profundă. Ce ne cere? Să fim un lider al timpului nostru, un Hristos al timpului nostru. Păi, Hristosul timpului nostru ajunge pe Everest. Și ce este Everestul timpului nostru? Este piața. Viitorul nostru este piața. Mai văd că câte unul gândiți că modulul 5 să mergem să stăm în pădure. În pădure poți să stai să te alimentezi, să înțelegi, să ai putere. Dar destinul nostru nu este să ne izolăm de civilizație, este să ne întoarcem în mijlocul civilizației, în piață. Asta a fost problema între Hristos și esenieni. Esenienii aveau riturile lor, mănăstirea lor, orele lor, ritualul lor, rutina. Și a venit Yeshua. Acum era format după traseul lui prin Orient.
A făcut peste 15.000 de kilometri pe jos. A trăit. A stat aproximativ 12 ani pe traseu. S-a întors prin muntele Cainaș. Vine la frații săi, care îl priveau ca pe ăla, Ieșua nostru. Și începe Iisus să se roage împreună cu ei, să citească textele. Eu știu, pentru că am lucrat în Vatican și am lucrat cu documente, pe lângă alte experiențe, ca să zic, să fiu cu picioarele pe pământ. Și Iisus se ruga cu ei, Și la un moment dat le zice fraților săi, lăsați cartea, vorbiți cu Dumnezeu din suflet. Și ei, bine, dar acum avem ora de rugăciune, iară cartea. Lăsați cartea. Păi trebuie să ne rugăm, că asta e tradiția noastră. Lasă cartea, Dumnezeu e în suflet, nu e în carte. Asta a fost o etapă. Și i-a scandalizat pe frații săi. Unii au înțeles, alții au încercat să-l îndepărteze, că ne distruge tradiția. Apoi vine ziua. Fraților, am învățat să vindecăm, să ajutăm, să facem, să dregem. Oamenii au nevoie de noi. Haideți afară, în piață. Acolo mergem să lucrăm. Acolo îl ducem pe Dumnezeu din suflet. Nu într-o mănăstire închisă. S-a terminat. Și nu l-au înțeles. A zis, dar nu se poate, sunt tradițiile noastre. Și atunci a zis, veniți cu mine dacă puteți. Dacă nu, tot ce ați construit se va dărâma. Și s-a dărâmat după câțiva ani, când au venit Titus și Vespasian, au distrus mănăstirile Qumran. Și ce s-a ales din ele? Doar o amintire. Dar Hristos a dus coia cu care a putut în piață. Și ce făceau în piață? Au făcut ce am numit noi școala socratică, dar nu era de tip socratic logic, era de tip împreună. Împreună putem. Împreună putem. Cântau în piață, se rugau în piață, mâncau în piață, erau împreună în piață. Agora are nevoie de viață. Asta este sensul. Deci acum, dacă în toate aventurile noastre ne formăm, apoi odată ce ne formăm sau în timp ce ne formăm sau formați, ne reîntoarcem în mijlocul lumii, asta este destinul omului, ca să construim o cultură nouă, o civilizație altfel, bazată pe relații, pe înțelepciune, pe contact, o îmbrățișare, zice mai mult decât poveștile noastre IT. Asta e important. Și dacă au încercat să blocheze umanitatea, distanțare socială, este o aberație. Cum distanțare socială? Omul se îmbolnăvește când e singur. Are nevoie de contact, de iubire, de comuniune și atunci se vindecă. Deci, aventura sufletului ne duce să ne formăm, să obținem înțelepciune și să ne întoarcem pe urmă în viața de toate zilele, după ce ai învățat să umbli pe ape, ia barca. Asta este maturitatea. Hristos n-a rămas în mănăstire, s-a dus în piață. Cum devenim mai rezistenți ca să ajungem pe Everest, adică capabil să mișcăm o piață? Dar de ce să o mișcăm? Păi nu să o mișcăm ca să mărim ego-ul nostru, că eu sunt important și ceilalți se uită la mine și mă urmează. Pentru că blocăm din nou situația. Sunt în piață poate 5 minute, îmi fac treaba, las pe altul să conducă, suntem ca păsările în zbor. Acum în stol conduce o pasăre care obosește și trece în coadă, alta va conduce. Suntem un grup de lideri, de oameni înțelepți. Nu e unul maestru și ceilalți discipoli. Acum toți să fie maestri. Asta este calea. Și deci ca să fiu mai rezistent, să pot să guvernez piața și să nu mă tem dacă vine cineva și mă ia și mă leagă. Că de fapt ce rău am făcut? Când l-a luat pe Hristos, i-a zis, pentru care bine pe care vi l-am făcut,
mă arestați. Era pentru urechea noastră, nu pentru el. Deci o să încheiem cu partea asta, ca să fiu mai rezistent, să pot să stau în centru, în piață, să nu-mi fie rușine de mine, să nu mă tem, să nu fie nevoie să mă enervez prea mult, să pot să înțeleg, să am compasiune, este nevoie să încalec unda. Și dacă încalec unda, atunci sunt Hristosul timpului meu. Și ni se cere la toți acest lucru. Asta este întoarcerea avatarului. Nu mai e unul, sunt mulți. Așa putem să ajutăm umanitatea și planeta. Baza la a fi rezistenți înseamnă să fim căliți, forjați. Forjați. Și să știu în ce mă antrenez. Sufletul este de acord, antrenează-te dacă vrei să ajungi acolo. Ai nevoie de capacități de rezistență. Și de rezistență. Capacități și rezistență. Atunci eu vă pun întrebarea, în ce vă antrenați? Care este pasul următor în care devin mai rezistent, mai capabil? Ca să poată unda asta a avatarului să treacă prin mine și să nu mă sfâșie, să nu mă distrugă. Pentru că e prea mult. Și atunci trebuie să o luăm dozat, calibrat. Dar de ce să dau puțin când pot să dau mult? Știind că oricum chemarea este acolo. Nu o fac acum, o fac data viitoare. Chemarea este acolo. Fiecare individ devine avatarul timpului său. Întrebarea este în care timp și în care loc. Pot să-mi asum responsabilitatea că sunt directorul de orchestră în timpul meu. Dar nu mă umflu ego să spun eu sunt directorul timpului meu și toți ceilalți fac cum zic eu. Nu. Fiecare să fie directorul. Ca împreună să creăm o orchestră care are mulți directori de orchestră, dar ei știu să-și împletească acțiunea și rezultă o armonie. Un grup de lideri, un grup de maestri, un grup de oameni înțelepți, bărbați, femei, copii, care reconstruiesc din temelii această civilizație care în Kali Yuga atinge fundul acum, e în groapă. Mi se cere asta. De ce? Pentru că este viața noastră, este moștenirea noastră. Ce vom da următoarelor generații? Gunoaie, dezonoare, minciună, falsitate? Nu. Știm să le transformăm lucrurile. Și atunci ne asumăm o misiune din punctul ăsta de vedere. Nimeni nu ne dă misiunea, o înțelegem noi. Nu trebuie să fie un șef care să distribuie, tu faci asta, tu faci asta. Să o înțeleg de la sine. Și atunci punctul central în a ne forja și în această rezistență este să mă antrenez în ceva și avem un mănunchi, ca un mănunchi așa de flori, în care avem niște practici de bază, dar nu le facem în mod ca rutină în fiecare zi, că trebuie să fac așa, observ progresul. Deci o practică nu se face exact așa, aia se face pentru începători, că tot timpul, că mi-a zis maestru că așa trebuie să fac. Cum reacționează în tine? Care e pasul următor? Ce-ți dă? Acum o să ai o exigență de schimbare. Pentru unul tot așa va fi, pentru că el n-a depășit starea aia, altul a depășit-o și are nevoie să modifice ceva. Deci practicile se adaptează de la alea de bază, practicile se adaptează pe niveluri. Bun. Și acum, când zicem de antrenamente, unul este să te antrenezi ca un începător și ca un amator. Că antrenamentele sunt secundare. Fac și eu chestia asta. Dar în primis fac altceva.
și alta este să te antrenezi ca un profesionist. Pentru că acolo e viața ta, tu trăiești așa, e stilul tău de viață. Nu e un antrenament hobby, e un antrenament stil de viață. Spartanii se antrenau așa, în structura lor. Aia era menirea lor, maestria lor. Aduceți aminte din filmul 300, când întreabă Leonida pe greci. Tu ce ești? Fierar, tu pictor, tu. Voi ce sunteți? Noi suntem luptători, suntem războinici, erau profesioniști, erau amatori. Și de-aia l-au și trădat pe Leonida. Când, mă rog, a fost trădat, ăștia au plecat, s-au temut, zice, vom muri, știu unde a zice. Păi a sosit momentul. Îl trăim și pe ăsta. Luați micul dejun aici și vom cina în Hades. Care e problema? Noi nu ne oprim, noi nu cedăm, noi nu ne predăm. Simplu. Erau profesioniști. Mergem la templul Shaolin. 10-12 ore pe zi se antrenează. E viața lor. E stilul lor. Un om normal n-ar putea face așa ceva. Nici n-ar rezista la practicile alea, dar nici n-ar avea chef să dedice 10-12 ore pe zi în structurile alea de antrenament. Mergem la Wudang. Ei sunt mai spirituali un pic decât Shaolin. Fac practici spirituale, lucrează mult pe partea de ridicarea câmpului, pe stări de levitație, ok, dar și ei se antrenează 10-12 ore pe zi. Cum să mă antrenez dacă eu trebuie să mă duc la un servici, vin acasă, trebuie să mă ocup de asta, de aia, de aia? E bine, este o etapă în viață, dar atunci voi fi acea persoană normală, comună, care nu are sens să viseze la mai mult. Ca să visez la mai mult, trebuie să fiu liber. Și atunci, dacă sunt liber și îmi permit aventura, îmi permit și antrenamente care să mă predispună să pot să ajung pe vârful, pe Everest. Cum să ajungă un om normal pe Everest fără ajutoare și fără o minimă condiție? Și acum, în antrenamente, avem o cheie de antrenamente și apoi luăm pauza. Cheia antrenamentelor este alimentarea câmpului energetic constant. Avem o constantă. Restul oscilează. Corpul e acum trează, acum doarme. Acum mi-e foame, acum mi-e sete. Nu este constant. Energiile nu sunt constante, stările sufletești nu sunt constante, mintea nu e constantă, sare ca maimuța. Dar ce este constant? Constant este percepția prezentului. Ei, dar prezentul ăsta îmi modifică pozițiile de observator. Și atunci am nevoie de un vehicol care să se adapteze tot timpul la modificări. Și atunci eu pot să fiu constant în timp ce el se mișcă. Este exact ca atunci când tu ești în tren sau în mașină, sau mă rog, într-un avion. Vehicolul se mișcă în toate părțile, dar tu ești constant, ești protejat. Deci se mișcă exteriorul și tu înăuntru ești constant. Starea de constantă este percepția prezentului dilatat. Ce fac în prezentul dilatat? La început alimentez prezentul dilatat, îl alimentez cu niște mantre constante. Orientul știe, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum și alte mantre. Dar pot să spun Coca-Cola, 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 că nu contează. În cele din urmă este că eu am o vibrație, o energie vibratorie care se repetă și îmi dă o stare constantă. Dar încă este iluzorie, pentru că e o stare constantă la suprafață. Avem nevoie de o stare constantă mai profundă. Starea constantă mai profundă este respirația, dar nu este vorba doar de respirația corpului, ci e vorba de respirația entității. Cu fiecare respirație, eu simt că vibrez în sufletul meu și că respirația aia este o constantă. Este ceva afectiv, exact cum aș mișca mâinile așa,
observ la câte unul când vi se umple sufletul și aveți starea aceea, pentru că se umple sufletul, pentru că este atinsă poarta sufletului, este atinsă de o constantă, o constantă care este hrană. Deci constanta ca hrană este legătura conștientă în prezent cu sufletul care este dinamică. Și dacă reușesc să mă odihnesc în dinamică, să am încredere, ca un copil care este dus în brațe de mama, care poate aleargă, sau de tată, îl pune după cap și aleargă, el se poate distra, că nu se teme că tatăl se împiedică și el cade și dă cu capul, pentru că are încredere. Deci, dacă am încredere în suflet că orice se mișcă în jurul meu nu-mi poate face rău și că între timp îmi curăț și karma, adică fac bine și nu mă aștept la un rău. Și chiar cer sufletului, tu știi, dăm cu măsură. Și sufletul când vrea să ne ajute și merită să investească în noi, ne protejează calibrându-ne. Dacă noi o luăm razna și credem că suntem mai deștepți decât sufletul și exagerăm, sufletul ne lasă un pic. Tind de coarda și dăm cu capul. Bun, deci, în concluzie, acum ca să încheiem, am nevoie de constanta pulsației de legătură cu sufletul în prezent. Și dacă la început zic cuvinte și apoi simt și un pic contemplu și am o respirație interioară de ancoraj, înseamnă că eu intru în rezonanță cu ce percep din sufletul meu. Și asta înseamnă că suntem parteneri. Deci un parteneriat cu sufletul meu necesită aceeași vibrație, oscilație și undă sinuzoidală. Deci aici am nevoie să lucrez. Practic de aici începe adevărata transformare individuală. În aparentul efort pe care îl facem să fim în ritmul oscilant al sufletului și să înțeleg că sufletul acum se oprește un pic, mă opresc și eu. Sufletul oscilează, o ia la stânga, o iau și eu. Deci fidelitatea asta ca să stau la aceeași distanță, nu distanță fizică, ci la aceeași distanță energetică de suflet, asta înseamnă că devin inteligent spiritual și încep să înțeleg calibrările, să fiu pe aceeași rezonanță. Și se poate întâmpla ca să fie necesar un efort mai mare și sufletul meu face o mișcare mai amplă pe care am impresia că eu nu pot să o fac. Ce fac atunci? Mă predau sufletului, fac cât pot și dacă undeva, numai că nu sunt antrenat, mă opresc, sufletul se uită la mine, zice bine, trebuie să te mai antrenezi aici. Da? Ca în războaiele stelare,